Pompierii și cadrele medicale de la Smurd s-au antrenat toată ziua pentru ca timpul în care ajung la solicitări să fie cât mai scurt. În plus, pompierii au verificat și secțiile de votare. Premergător acestui proces de electoral au fost efectuate controle la toate secțiile și centrele de votare din București și de asemenea toate echipele de intervenție au verificat raianele de competență și s-au verificat toate sursele de apă și căile de acces. Și polițiștii au o misiune grea. Alegătorii vor avea posibilitatea să voteze la orice secție doresc și există riscul votului multiplu. Ca să combată orice tentativă de fraudare, polițiștii vor verifica toate firmele care închiriază microbuze. În cazul în care vă confruntați cu asemenea probleme, veți identifica autovehiculele în cauză, le veți verifica în evidențele noastre pentru a stabili toate datele de identificare, atât autovehiculelor, cât și ale proprietarilor și ale conducătorilor auto. Ministrul de Interne Dan Nica spune că mulți dintre oamenii legii vor fi îmbrăcați în civile și vor supraveghea orice tentativă de fraudare. În total au fost mobilizați peste 30.000 de polițiști, 10.000 de jandarmi, peste 4.000 de pompieri și tot atâția polițiști de frontieră.